Salutare tuturor, eu sunt George și îmi place foarte mult să-mi creez grafica pentru tricouri în inteligența artificială Midjourney. Probabil mulți dintre voi știți această aplicație de pe Discord care vă transformă gândurile, scrisul în grafica dorită sau vă modifică pozele. Deci chestia asta este foarte de ajutor pentru mine, cel puțin pentru că îmi fac foarte multe designuri aici. După cum se vede, eram la niște designuri cu Dacia Duster și dintr-o dată mi-a apărut mesajul acesta. După cum vedeți, trebuie să-mi fac cont. Acum probabil foarte mulți dintre voi nu aveți cum să vă faceți cont. Așa că o să vă arăt astăzi o variantă simplă, gratis, în care să aveți Mid Journey nelimitat. Bun, înainte, dacă suntem pe varianta desktop, va trebui să ne delogăm. Dăm acolo jos la rotița aceea și dăm jos la deconectează-te. Și ne-am deconectat, da? Pasul următor, atenție la ceea ce fac eu. Am deschid o nouă pagină și nu uitați să intrați incognito, adică în modul invizibil. Și vă scrieți prima oară Proton Mail și intrați în Proton Mail aici. După aceea va trebui să ne deschidem un cont nou. Deci dați la cont nou și după aceea o să ne facem foarte fain uh, un cont. După aceea dăm creare cont, dăm gratis la 0 euro și dăm verificare prin mail. După aceea deschidem o nouă pagină să fie tot incognito și dați smailpro.com. O să vă las linkurile în descriere, da? Dăm open și aici va trebui să ne generăm un mail. Și sfatul meu este să nu începeți cu Gmail pentru că nu o să meargă. Încercați cu Google Mail și dați create acolo. După cum vedeți, mi-a generat o adresă, o copiem, dăm click pe a o copiem, dăm la Proton Mail și dăm OK. Ne întoarcem înapoi la smail.com, dăm aici un refresh va trebui să luăm acest cod de verificare și îl băgăm acolo și dăm verificare. După cum vedeți, zice că a fost folosită. Asta înseamnă că trebuie să generăm alt cont și generați în continuare, va dați înapoi acolo până una o să funcționeze. Vă arăt imediat, trebuie să vă mișcați foarte rapid. Înapoi, cod de verificare, verifică. Bun, acesta a funcționat. Și dăm acolo imprimare de tricouri, bla bla bla, dăm mai departe. Bun, după aceea mergem acolo sus în colț și ne copiem adresa de mail, imprimare și deschidem micernele. Aici va trebui să dați join in the beta. Vă deschideți un nou cont, dați la registrare și dați frumos adresa de acolo din Proton Mail vă puneți un nume de utilizator, o parolă, treceți o dată de naștere să fie cât mai parola este foarte slabă, bun. Ne deschidem o comunitate, ne punem o poză și am intrat pe serverul nostru. Și aici va trebui, după aceea mergeți din nou la Mid -Journey, da Signin, dăm, dăm autorizare. Și după cum vedeți, avem din nou Mid -Journey. La noi pe computer. Cât de tare. Cât de tare. Dați acolo din nou la newbies. Și puteți să vă generați din nou. Grafica. Dați acceptare toți. Suntem din nou online, fraților. Din nou online. Gratis. De aici foarte simplu puteți să vă luați serverul pe pagina dumneavoastră. Dați click pe el. Pac. Îl băgați pe serverul vostru. Autorizare. Alău acces. Sunteți autorizat. După aceea îl avem din nou pe pagina noastră. Facem rapid și ne dăm grafica la care rămăsesem. Acceptare TOS. Și atene din nou live cu grafica noastră. Dacă v-a plăcut acest videoclip și dacă doriți să vă învăț din prompturi cum să vă creați grafica după cum doriți, Lăsați-mi aici un mesaj, dați-mi un like și ne vedem probabil cu un nou videoclip despre Mitchelney. Vă mulțumesc.